Guvernul condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a ținut de promisiunea făcută vineri la Deva minerilor din Valea Jiului. Executivul a alocat ieri, într-o ședință extraordinară, 50 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția prim-ministrului pentru finanțarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Prezent la sfârșitul săptămânii trecute în județul Hunedoara, premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu sindicaliștii din Valea Jiului, unde a confirmat că ajutorul promis minerilor se va concretiza într-o ședință extraordinară a guvernului care va avea loc luni. Promisiune respectată de premierul Marcel Ciolacu. Astăzi alocăm 50 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru toți cei peste 2000 de angajați de la Complexul Energetic Hunedoara să-și primească salariile. Le-am promis asta sâmbătă oamenilor de acolo și ne ținem de cuvânt. Practic, construim o companie energetică nouă, Complexul Energetic Valea Jiului S.A., care va prelua salariații din Complexul Energetic Hunedoara. Va fi o companie ce își propune și proiecte de producție din surse de energie verde, atât pe zona fotovoltaică, cât și pe cea de hidro. Aceste proiecte pot fi finanțate și pe fondul de modernizare, dar avem la dispoziție și fondul de tranziție justă, unde există peste 500 de milioane de euro disponibil pentru județul Hunedoara. Tot în ședința guvernului de ieri, au fost aprobate toate actele normative necesare reorganizării activității, care va permite producerea în continuare de energie pe cărbune, dar în același timp și diversificarea activității în sensul orientării spre energia verde. Niciun miner nu își va pierde locul de muncă și cu toții își vor primi salariile. Acesta este angajamentul executivului Marcel Ciolacu, din care fac parte, a declarat și ministrul Natalia Intotero.